Înainte de a face gestul extrem, copilul a sunat un coleg. I-a spus exact ce are de gând. Colegul băiatului a mers acasă la locuința acestuia, unde a informat-o pe bunică despre gestul lui. Împreună l-au găsit pe copil într-o stare foarte gravă și au sunat de îndată la 112. După internarea și acordarea primelor măsuri de urgență la unitatea de primire urgență, copilul a fost transferat la unul din spitalele din București și ulterior externat și integrat în familia mamei. Băiatul este crescut doar de bunica lui. Tatăl muncește în străinătate, iar mama locuiește în altă parte. Îl vizitează doar la câteva zile și îi aduce mâncare. Acum copilul este consiliat psihologic, însă terapia va fi de lungă durată. Preponderent, copiii care recurg la astfel de tentative sunt din familii dezorganizate sau cu grad mare de disfuncționalitate. Vorbim despre copii care se simt abandonați emoțional. Această generație se află cumva într-un risc. Asta pentru că și poate părinții sunt mult prea ocupați în de dea atenția cuvenită. Vorbim de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, vorbim de copii al căror părinți sunt foarte ocupați cu jobul și atunci copiii se simt neglijați. Cazul băiatului este cercetat de parchetul de pe lângă tribunalul Ialomița și Direcția de Asistență Socială își continuă ancheta pentru a stabili cine îl va crește pe băiat.